Bună găsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cultură pe Coordonate și la un nou subiect de discuție. Vorbim astăzi despre cultura guvernării, despre cultura guvernanței, așa cum o cunoaștem unii dintre noi, despre guvernare și guvernabilitate, despre guvernare și guvernanță. Sunt concepte pe care le auzim des în spațiul public, concepte pe care încercăm într-o anumită măsură să le definim și noi astăzi și să le încadrăm unor experiențe ale noastre, ale comunităților sau ale spațiului, să spunem, public, ale comunității majoritare sau, dimpotrivă, ale comunităților minoritare, dacă ne raportăm la etniile care trăiesc alături de români. Discutăm în seara aceasta cu profesor universitar dr. Eden Mamut, invitatul de astăzi al ediției Culturii pe Coordonate și vom încerca să punem, să spunem, în prim plan diverse elemente care într-o anumită măsură au legătură și sunt conexate în ce înseamnă viața publică și viața aceasta de guvernat până la urmă. Bună seara și bun regăsit, bun revenit, de fapt, la Litoral TV. Bună seara, ați fost în dese rânduri. Da, este o plăcere să fiu din nou alături de dumneavoastră în această emisiune. Evident, când inclusiv titlul emisiunii Cultura pe Coordonate, nu știu cum ați găsit-o, dar este o emisiune, un titlu foarte frumos. Și sugestiv, să zicem așa. Și sugestiv, coordonatele care pot fi în diverse moduri de interpretare, sigur, pot fi coordonate geografice, pot fi coordonate de altă politice, economice, natură, culturale, de ce nu? Exact. În același timp, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Este o săptămână chiar înaintea Paștelui, așa zisă săptămâna patimilor. Sau mare, cum o numesc foarte mulți. Sau săptămâna mare, cu deosebite semnificații, cu o perioadă de invitație la introspecție și perioadă și la reflecție, în care să regândești într-un fel puțin viața pe care o trăiești, pe care o trăim și raportul dintre tine și neantul din sigur, tine și ceilalți. Deci, Paștele ca moment de referință și, să spunem, întregul ansamblu de evenimente care înconjoară acest moment este deosebit de bogat în semnificații, profund, și din această perspectivă, nu numai în religia creștină, dar și în celelalte religii, momentul mântuirii Fiului lui Dumnezeu este un moment de reflexii adânci. Din acest motiv vă mulțumesc pentru această invitație și evident că vom încerca să ne referim la această problematică dintr-un anumit unghi, și anume problematica aceasta a guvernanței și guvernabilității. Sigur că da. Un domeniu extrem de interesant, extrem de sensibil, din multe puncte de vedere, că ați făcut o referire la coordonatele culturii, care pot fi plurale. Așa se întâmplă, de fapt, și cu această guvernabilitate, adică această acțiune care, de fapt, se desfășoară în spațiu public și la vederea tuturor și care are foarte multe sau suficiente motive de a deveni într-o oarecare măsură sensibilă. Eu mulțumesc pentru onorarea invitației mele. Cum vedeți guvernabilitatea din perspectiva, să spunem, cotidianului în care trăim noi? Da. Deci, din propria mea, să spunem, modalitate de a privi lucrurile, am putea să facem chiar un fel de paralelă între evenimentele care s-au succedat în Săptămâna Mare și, să spunem, aspectul acesta al percepției individului asupra ceea ce înseamnă guvernabilitate, nu? Evident. Că dacă evident. Este să ne gândim istoric, în Iudeea avem o administrație a unui imperiu care puternic atunci, da, și extrem și care de influent,
avea o mare problemă și anume să țină în mână aceste triburi. Sigur. Care aveau tot felul de ciudățenii în modul lor de comportament. La care țineau și pentru care se războiau. Aici și era pentru care erau gata să moară. Sigur. Și în acest context, pentru o structură de guvernanță și de guvernare care exista în Iudeea, problema se punea, ok, până unde respect tradițiile și, să spunem, tot ceea ce ei doresc și de unde trebuie să stabilesc eu regulile pe care, sigur. Și dacă ne uităm, această matrice, într-un fel, s-a replicat de-a lungul istoriei și ceea ce este pe undeva frustrant și în același timp fascinant, am putea spune, este că, deși au trecut mii de ani, în toată această trecere de secole, lucrurile au rămas aproape identice. Aproape... S-au repetat greșelile. Exact, s-au A fost o evoluție, o ciclicitate de fapt. Exact. Deci... Dacă vorbim de evoluție, trebuie să crească, dar a fost o repetabilitate ciclică a unor evenimente, poate că într-o anumită măsură asemănătoare sau bazată pe motivații din cele mai diverse. Vorbeați mai devreme, ciudățeniile unor comunități. Astăzi avem iarăși comunități etnice în multe state, nu doar în România. Da, da. România unul dintre ele. Da. Dar gândiți-vă, au fost perioada imperiilor, nu? Deci au fost marile imperii, otoman, Imperiul Austriac, Austro-Ungar ulterior, Austro-Ungar, după 1867, țarist. Imperiul țarist, da. Care a avut o întindere atât de largă geografică, Imperiul Britanic. Sigur. Cu atât de multe, să spunem, colonii și popoare care au fost cucerite și care au trebuit să fie guvernate într-un anumit fel, s-au prăbușit imperiile, au început să fie construite republicile și la fel au apărut din nou structuri etnice, religioase, de diverse alte facturi care au trebuit să fie guvernate. Sigur că da. Dictaturile prin care am trecut în istorie și dictaturile respective, la rândul lor, au reprodus într-un fel și fiecare a încercat să se regăsească, nu? Prin perspectiva și modul în care au fost puse problemele din nou în miezul acesteia sau în modalitatea de a rezolva această paradigmă? Sigur că da. În cazul românesc avem o masă a minorităților destul de consistentă. Dacă plecăm de la modelul dobrogean, la care o să ne referim ceva mai târziu, România semnează tratatul minorităților, îl aplică și e un paradox că la sfârșitul anilor 40, când începe șirul dictaturilor românești, de fapt în România, odată cu suspendarea Constituției din 38, relocarea, să spunem, identităților etnice pe care România le moștenise, România moștenește clivaje extrem de importante la nivel etnic după 1920. Motiv pentru care nu este ceva unic în România. Nu, categorii, nu. A gestionat foarte bine chiar până în anii 40, până la sfârșitul anilor 40, această relație cu minoritățile etnice care au trăit aici și care erau prin cetățenie deveniseră românești, dar cultura și tradițiile și întreaga istorie comună a rămas. Da, această chestiune a început chiar înainte. Deci nu uitați că și pe vremea, să spunem, marilor imperii au existat înțelegeri între imperii schimbe și să relocheze anumite tipuri de comunități, tocmai pentru a putea fi mai bine guvernate, să spunem. Și să creeze o stare de echilibru. Echilibru. Deci, după cum probabil cunoașteți, în 1812, prin celebrul tratat de la București, sigur. De multe ori când vizitez hanul lui Manuc, vă gândiți la tratatul acela? Acolo s-a încheiat, de fapt. S-au negociat acolo preliminarele tratatului, s-a încheiat. S-a semnat la hanul lui Manuc. Hanul lui Manuc, exact. Da, deci a fost momentul... Cu Manuc, care joacă un rol foarte important în încheierea acelui tratat și în negocieri, pentru că ulterior... Vă rog, continuați ideea. Și la hanul lui Manuc, deci a fost semnat acest acord în baza căruia s-a stabilit granița de separație dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman.
Pentru români este un moment extrem de dureros că s-a tăiat granița pe Prut, pe Prut, da. Și Moldova a fost fârtecat, a fost pentru a fost prima oară, a fost desprinsă în cele două părți. Puțină lume totuși cunoaște că ca o consecință sau în conformitate cu acest acord au existat și strămutările de tătari. Ne referim la tătarii din Bugeac și din Crimeea, care creau o problemă de data aceasta Imperiului Țarist. Sigur. Și în baza acestei înțelegeri, populațiile de religie creștină au avut posibilitatea de a se muta pe teritoriile Imperiului Țarist de atunci, în principal găgăuzii din zona Dobrogei și din celelalte zone din Imperiul Otoman s-au strămutat pe teritoriile care au fost eliberate de tătari și așa a apărut zona Comratului. Da, zona autonomă, de fapt, e o zonă care au autonomie acum în Republica Moldova. Ulterior, da, de-a lungul timpului. Dar aceasta a fost originea acestei strămutări. La fel e cazul tătarilor crimeeni care în două valuri succesive, vorbim de 1820 și 1860, au reușit să se salveze trecând Marea Neagră, în marea lor majoritate venind cu diverse tipuri de ambarcațiuni în portul Burgas sau în alte porturi și apoi așezându-se în zona Dobrogei. Deci chestiunea a fost de atunci. Ulterior, cum spuneați și dumneavoastră, prin modificările geopolitice care au apărut după războiul din Balcani și ulterior toate celelalte confruntări sau schimbări, au fost necesar să se facă astfel de segregări etnice, voite, nevoite, dorite, nedorite, dar până la urmă traumatizante, pentru că dacă ne raportăm la scara individuală, închipuiți-vă un om, deci ca și cum am fi noi, care o viață întreagă muncești, îți construiești o casă și o identitate, un rost, da, o familie, o viață până la urmă într-un loc, trebuie să pleci. Și în momentul acela trebuie să lași tot și să o iei de la capăt într-un loc care uneori chiar poate să-ți fie ostil, încercând să înveți puțin regulile și să te integrezi. Să vezi cultura locului. Dar această perspectivă, într-adevăr, a fost una extrem de dificilă și pentru ansamblul, să spunem, sau pentru mozaicul de etnii din zona Dobrogei este, de fapt, un moment important ca istorie, mă refer. Și ca reprezentare. Exact. Și ca reprezentare. Iar acum se pare că la acest moment pe care noi îl trăim, se pare că există iarăși o zonă așa de necesitatea rediscutării principiului de guvernare, de autoguvernare, de reprezentare, dacă se poate spune, a minorității eu sau a identității. Eu aș caracteriza puțin altfel lucrurile. M-aș referi, de exemplu, la momentul 1989. Da. Un moment 1989 care acum cu toții înțelegem că, de fapt, nu a fost chiar atât de spontan. Deci a fost pregătit și pregătirile pentru momentul 89 au început cu ceva vreme înainte. Și au existat o serie de strategii de guvernare ulterioară după acea schimbare cu o serie întreagă de scenarii care au fost probabil unele alternative, deci n-a existat un singur scenariu. Sigur. Și din această perspectivă a existat și o idee clară cum anume se va proceda în cazul etniilor minoritare. În ce măsură le identifici și cum le integrezi sau cum le convingi de fapt să meargă mai departe pe relația aceasta de guvernare și de autoguvernare în cazul, da, comunității în sine? Vă rog, vă rog. Pentru cei care trăiam realitatea de atunci, la un moment dat părea o chestiune firească faptul că se constituie o structură de, hai să spunem, autoguvernanță, cum credeam noi.
Dar ulterior, privind lucrurile așa dintr-o altă scară, constatăm că totuși lucrurile nu erau chiar atât de lăsate în voia lor. Cert este că marea majoritate a etniilor la vremea respectivă, fie că au început exact în 89, fie că au continuat în perioada anilor 90, dar și-au format aceste tipuri de structuri asociative, fie că au fost numite asociații, uniuni, partide și alte denumiri similare, dar ideea principală era să existe o structură care să coaguleze aceste comunități. Sigur că da. Și mai departe, evident, acestea să înceapă un proces de a se organiza și de a-și defini propriile lor năzuințe și de a se formula mai departe. Deci a fost momentul... Și un mesaj, și identitate, dar și o oarecare păstrare a unor tradiții și a unei istorii comune pe care o revendică de la strămoși și trebuie să ducă mai departe, de la o generație la alta. Exact cum spuneți și cum încercați să creionați, de fapt, parcursul. Deci a fost momentul 89-90, să spunem, a fost după aceea probabil un moment extrem de important, cred că a fost momentul Kosovo, care... Da. A schimbat în mod dramatic la nivel european și mondial, am putea spune. Dar și regional. Și regional, evident, ce anume sau modul de raportare față de etnie, deci faptul că în legislația internațională a apărut un precedent în care o coaliție internațională a intervenit într-un stat pentru că nu era în stare să administreze și să garanteze drepturile unei etnii, deci a creat acest precedent care după aceea a devenit un fel de castană fierbinte de care vreau să scape mai mult aici cu care foarte mulți, să spunem, specialiști în drept internațional în diverse alte aspecte socioeconomice, sociopolitice, geostrategice au încercat cât de cât să le armonizeze ulterior. Dar momentul Kosovo este un moment extrem de important în schimbarea politicilor cu privire la etniile minoritare, nu numai din România, ci din toate țările din Europa. Și ulterior putem spune că a existat o anumită evoluție a acestor etnii. Trebuie să privim această evoluție și în contextul evoluției generale din fiecare țară. Sigur, deci sigur că da. România anilor 2000 e cu totul alta, deci a fost momentul intrării în NATO, a fost momentul accederii la Uniunea Europeană, au fost perioadele de creștere economică și cu o serie întreagă de consecințe pozitive, negative și așa mai departe. Și suntem în 2017, am putea spune la cei aproape 30 de ani pe care cineva i-a prezis că trebuie să-i parcurgem ca să ne regăsim pe noi înșine, reluând din nou o temă biblică, nu? Da, exact. Și în felul acesta, deci putem spune că s-a parcurs un ciclu. Deci, o etapă prin care trebuia să treacă, de fapt, și cei care reprezintă populația majoritară, dar și populațiile comunităților etnice, până la urmă. Deci, la finalul acestui ciclu, acestor aproape 30 de ani, să spunem, am putea, într-un fel, să ne uităm puțin în urmă și să vedem ce s-a... În ce măsură au fost realizate, spuneați de năzuințe, de anumite obiective, atunci și până acum. Da. Unde, de fapt, s-a ajuns, dacă s-a plecat de undeva și cum ne aflăm astăzi la ce? Spre exemplu, dumneavoastră faceți parte din etnia tătară. O etnie din celelalte aproape 22 sunt acum, etnii, la nivel național. Da, la nivel vorbind, național. Dar cu reprezentare parlamentară. 18 sunt cu reprezentare parlamentară. Da. Știam de 18 și cred că mă referisem și cred că știam această cifră la nivelul reprezentării parlamentare. Cum stau lucrurile la comunitate acum, la comunitatea tătară din care dumneavoastră faceți parte? Ca etnic tătar și, mă rog, și
activ, de fapt, da, cultural. Deci, într-adevăr, cred că este foarte elocvent să putem folosi ca studiu de caz. Da, poate fi un studiu de caz. Da, o referință. Apropo de etapele la care v-ați referit mai devreme. Referirea la etnia tătară, pentru că etnia tătară are un rol aparte, să spunem, în panoplia aceasta de etnii din România. Și să-și amintim rolul, că e foarte important să-l amintim. De ce tătarii au avut un rol important în raport cu celelalte etnii care trăiesc aici pentru ce a însemnat statul român de mai târziu. Da, deci multe din celelalte etnii sunt etnii formate din grupuri sau populații care au un echivalent de stat național. Vorbim, de exemplu, de ucrainieni care au Ucraina. De greci, există care au Grecia, de slovaci care au Slovacia, polonești chiar care au germanii, există elenii, comunitatea elenă de aici și așa mai departe. Deci toate chiar și armenii, da, au Republica Armenia. Da, deci există un grup de astfel de etnii care au o problematică în sine. Și există etniile care nu au un stat național, deci de echivalență la care să se raporteze. La care să se raporteze și aici ne referim la etnia tătară în primul rând, etnia romă de asemenea, care nu are o relaționare foarte clară cu un stat care să existe, da. Deși se cunosc originile acestora de unde vin. Și așa mai departe, dar nu există așa ceva. Deci din această perspectivă spunem că este un caz specific, cazul comunității tătare, care în 1990, țin minte că eram foarte tânăr la vremea respectivă și am trăit intens perioada aceasta de formare a structurii de coordonare, să spunem, a activităților etniei noastre. A fost inițiativa unui grup de intelectuali din București, într-o relație cu cei de la Constanța? Într-un fel, leadership-ul, deci cel care a coordonat toată aceasta era, activitatea era domnul Tasin Cemil, o personalitate foarte importantă și o personalitate de mare valoare în comunitatea noastră. Și de la început au existat o serie de dispute. Deci modul în care s-a format această structură, dânșii au considerat că ar trebui să formeze la început un nucleu. Nu, în primul rând etnia s-a numit turcă. Am înțeles, ulterior. Turcă tătară. A fost o perioadă de dispute. Eu i-am transmis o scrisoare deschisă la vremea respectivă. Domnului Cemil. Noi ne cunoșteam. Și v-ați referit la ce când în scrisoare? Deci, la separarea între turci și tătari, care sunt două entități diferite. Da, a fost o chestiune de genul următor. Deci, știți foarte bine toată istoria tătarilor, cum au fost așezați aici. A fost apoi perioada de după cel de-al doilea război mondial, când și la un anumit ordin au fost deportați efectiv la propriu din afară, în România s-a pornit o fel de teroare la adresa comunității respective. Foarte mulți intelectuali și într-un fel lideri ai comunității au ajuns în pușcării pentru niște motive de multe ori inventate, dar, mă rog, deci din toată această situație. Plus acel pogrom, până la urmă, acea deportare din 18 mai 1944, da, care a avut loc în Rusia, în spațiul sovietic, de fapt, de atunci. Da. Dar asta era o altă chestiune, eu mă refeream la comunitatea din Dobrogea. Mă rog, continuați. Deci a fost o perioadă destul de dificilă și ne-am întâlnit cu comunitatea de intelectuali tătari în București. La vremea aceea eram un grup de tineri studenți și în 1983 am organizat prima întâlnire dintre intelectualitatea tătară și studenții tătari din București. Am mai relatat într-o altă emisiune, da, a dumneavoastră. Știu că ați mai vorbit despre această întâlnire și cu acest prilej l-am cunoscut pe domnul Tasin Cemil, care mi-a făcut o impresie deosebită, pe domnul Kerim Altai, care iar
la vremea aceea era un redactor la studioul Radio România Internațional, cum se chema atunci, am mai țin minte, dar era pentru secția aceasta de limbă turcă. De limbă turcă, sigur. Și numeroși alți intelectuali deosebit de valoroși, Mehmet Ablai, de exemplu, sau... și cu acest prilej cunoșteam cât de mult conta pentru dânsul identitatea tătară și m-a surprins foarte mult faptul că în momentul în care s-a constituit Uniunea a venit cu o asemenea propunere. Dar ulterior, deci comunitatea a plecat pe acel drum, apoi cei din etnia turcă au dorit să se separe și au creat o uniune proprie. Și au creat o uniune proprie și atunci, vrând nevrând, s-a ajuns la această situație care părea așa, ca și cum nu și-ar fi dorit-o cineva, da. Dom'le, să fim o uniune doar a tătarilor. Punct. Și s-a tot căutat să se găsesc denumiri care să extindă mai mult aria comunitatea, de cuprindere. Pentru că apărea teama aceasta că suntem o comunitate foarte mică și că nimeni nu o să ne ajute. Și sau nu o să ia în seamă cineva. Să, da, și atunci a apărut ideea, dom'le, să se numească turco-tătară, pentru că oricum comunitatea tătară este parte a marii familii a comunităților turcice și de asemenea să aibă și această denumire de musulman ca da. Să fie în comunitatea, să spunem, islamică, islamică de credință, și cu sigur, posibilitatea sigur. De a fi sprijinită, de a avea un dialog cu aceste comunități. Deci cam așa a pornit din... Și s-a numit Uniunea Democrată, că e o chestie de democrație, Uniunea... a turco-tătarilor musulmani din România. Da, UDTTMR, exact. Prescurtat. Și deci așa a pornit în 1992 cu această nouă formulă și de la început au fost evident și o serie de bâșbâiele așa, deci toată lumea căuta într-un fel o anumită formulă, dar nu de fiecare dată poate că erau cele mai firești. Acum ne dăm seama că practic au fost o pierdere de timp și au fost niște ținte oarecum confuze. Deci toată lumea era... Să țineți minte ideea vis-a-vis de ați temporalizat, a spus acum, adică acum vă referiți la perioada pe care o trăim. Exact, uitându-ne în urmă. Da, și n-aș vrea ca să pierdem, vreau să nu vă întrerup, vă propun să luăm o pauză acum, ca revenind să discutăm despre aceste, să spunem, idealuri pe care le-ați avut și cum au evoluat ele până acum, ce se întâmplă astăzi. Revenim în câteva minute. Domnilor, rămâneți alături de noi, revenim în doar două minute cu invitatul de astăzi, profesor universitar dr. Ede Mamut, vorbim despre cultura guvernanței și autoguvernării. Am revenit, doamnelor și domnilor, în partea a doua a acestei ediții a emisiunii Cultură pe Coordonate, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarelor sau au comutat pe Litoral TV. Vorbim astăzi despre un subiect de interes pentru toți, este vorba de cultura guvernanței și, bineînțeles, de autoguvernare, de modul în care ne definim noi ca entități distincte și din punct de vedere al cetățenii, al participării în spațiul public. Invitatul ediției este domnul Eden Mamut, profesor universitar doctor și membru al comunității tătare. Vă rugasem să luăm o scurtă pauză. Ați spus că, de fapt, acum se văd rezultatele sau cel puțin vedem unde am ajuns acum, în cazul etniei tătare. Și unde am greșit. Și unde am greșit. Să le luăm pe rând, ca să putem să explicăm, să înțeleagă telespectatorii. Da, deci, de la început și din, aș putea spune, din totdeauna, năzuința comunității a fost, în primul rând, ca să își apere identitatea. Este o, hai să spunem, năzuință firească, o dorință firească a oricărei comunități care își cunoaște identitatea. Și își cunoaște, de fapt, și până la urmă interesele, că trebuie să existe interesele comunității, exact. Care să, de fapt, dar se definească. Trebuie să precizăm puțin și acest aspect, faptul că din 1783, deci de la momentul la care Rusia, trădând tratatul de la Căciuc-Cainargea,
a intrat și nerespectând ceea ce Rusia a cerut la momentul acela, adică independența Hanatului Crimeei. Deci în 1783 armatele conduse de generalul Suvorov, dar pe atunci era mai tânăr și era ofițer de rang inferior, nu era chiar general. Da, deci au intrat în Rusia și în felul acesta a început marea dramă a poporului tătar. Vreau să spun că din 1783 am putea spune că au existat de-a lungul deceniilor și secolelor care au urmat un mod de a, hai să spunem, falsifica realitățile, istoria, de a încerca să bulversezi identitatea anumitor comunități. Deci au existat tot felul de politici, de a face tot felul de separații, că nu sunt toți tătari, că unii sunt de fapt din alte triburi, că ăilalți sunt din alte etnii, și s-a tot încercat această falsificare. Ulterior au existat aparate de propagandă în Uniunea Sovietică. Care au amplificat, de fapt, dizidențele și cumva disensiunile din cadrul etniei. Practic au rescris istoria tătarilor spunând că voi sunteți mongoli, că veți, Doamne, un trib din armatele mongole se numeau tătari și că de acolo provine denumirea și așa mai departe. Apoi, în momentul în care au ajuns în România și s-au așezat în comunitățile din Dobrogea, deci au existat de asemenea o serie întreagă de bulversări. Aparatul care s-a format după cel de-al doilea război mondial, și am avut prilejul într-o emisiune anterioară ca să prezentăm avatarurile prin care s-a trecut cu această limbă tătară, că inițial a fost definită și pe undeva ținându-se seama de o anumită relație, este din familia limbilor Câpceac, deci a limbilor din aripa de nord, să spunem, turcice. Și atunci s-a făcut relaționarea cu limba tătară din Kazan. Din Kazan, exact. Au fost ani de zile școli care au funcționat în România, în care copiii erau obligați să învețe limba tătară literară din Kazan cu caractere chirilice. Ulterior s-a convenit să se facă un alfabet fonologic pentru limba tătară. A fost celebra comisie condusă de academicianul Graur în 1956, care au definit un alfabet. Pentru asta s-a făcut o secție la Universitatea din București. O catedră. Deci, da, a fost o întreagă, să spunem, evoluție pe direcția aceasta de a introduce ceață, de a face neclară. Și dacă întrebai în anii 90 pe un tătar care este de fapt istoria acestuia, care este identitatea lui și așa mai departe, era o confuzie generală. Pentru, inclusiv pentru un tătar. Da. Și inclusiv care de pentru... fapt se revendica de la o tradiție. Exact. Deci astea erau realitățile. Și în acest context este într-un fel puțin de explicat faptul că în statutul de atunci al Uniunii limba etniei era definită ca fiind limba turcă. Și ulterior, deci au fost și o serie de alte asemenea, hai să spunem, confuzii. Deci, clar și firesc era că pentru toată lumea, comunitatea tătară are un singur scop, și anume acesta de a-și, în primul rând, de a-și regăsi, de a-și reevalua, dar și în același timp de a prezerva, de a proteja această identitate, care înseamnă limba tătară, înseamnă tradițiile și obiceiurile comunității tătare și înseamnă credința, religia comunității tătare, și anume religia islamică. Și atunci, deci, acest set de valori nu au fost clar definite chiar din prima clipă. Au trecut ani până când
aceste... Ele s-au coagulat, s-au au devenit, coagulat. de fapt, domenii sau, dacă se poate spune așa, idei pregnante și, de fapt, până la urmă, problematici în sine. Că trebuie să spunem, dacă standardizăm, ce limbă standardizăm, cu cine identificăm, cine este, de fapt, strămoșul nostru, dacă ne referim la cultură și un teritoriu. Știu că am fost într-o comunitate a tătarilor de la Megidia și am filmat la caravană și acolo era un domn care, un interpret de muzică tradițională tătară, o piesă foarte frumoasă și a spus că, de fapt, este un fel de manifest al etniei tătare, în care este repetată des locația repetată Cârâm-Cârâm, adică Crimea, adică teritoriul, să spunem, sfânt la care se raportează tătarii. Crimea care, iată, astăzi e la fel obiect de dispută între două state și revendicat de la acel teritoriu, iată, limba care, într-o anumită măsură, a încercat să fie pusă într-o stare de ceață și de inconsecvență într-adevăr, de deci... care vorbiți și conduce până acum, în momentul de astăzi, iarăși, la anumite confuzii sau la anumite lucruri care nu sunt încă, eu știu, acceptate de toți membrii sau de lideri sau de... Nu numai, dar închipuiți-vă că lucrurile sunt destul de complicate. Chiar... În ce sens sunt complicate? La ce vă referiți? Haideți să luăm o chestiune relativ simplă, care ar putea să fie limba. Nu? Deci, e clar, fiecare dorește ca să vorbească în propria sa limbă, limba nativă, limba maternă, care a fost cea care este uzitată și este folosită în casă. Dar în momentul în care ajungi să spui ok și care este forma literară a acestei limbi, dintr-o dată încep să apară aceste confuzii. De ce? Confuzii. De ce? Pentru că, pe de o parte, a existat o evoluție de definire a limbii literare în Crimea. Aceasta a plecat de la o constatare reală acolo că existau trei zone de circulație a unor dialecte care erau relativ apropiate. Și atunci s-a definit ca limbă literară dialectul folosit în zona de mijloc, în zona centrală din Crimea. Și aceea a fost definită ca fiind limba literară crimeană. În România, cei care s-au așezat au fost tătari care au plecat din zone de nord, în principal, așa zisele zone de câmpie, care aveau un anumit tip de dialect care a fost folosit preponderent. Dar în România au venit și grupurile de tătari din zona Bugeac, care aveau de asemenea un alt dialect. Prin, să spunem, creuzetul anilor, în Dobrogea s-a format o limbă oarecum comun folosită, iar grupul de specialiști în domeniul lingvistic, turcologii care au fost crescuți și formați aici în România, au ajuns să definească o formă literară care noi o considerăm ca fiind ca și moment de reper. E vorba de publicația în editura Criterion a revistei Renkler. Renkler. Și Criterion e o editură care publică minoriților. Da. Știu că am văzut și lucrări ale maghiarilor acolo și ale armenilor și ale tătarilor. Mai țineți minte că acest lucru noi l-am prezentat într-o emisiune anterioară. Deci la 5 mai 1986, colegiul de redacție al acestei reviste au convenit care trebuie să fie regulile de ortografiere pentru textele în limba tătară și acela a fost un punct de reper. De la care a plecat. De la care s-a plecat. De partea cealaltă însă, în 1992, în Crimea, comunitatea tătară dorește să revină la limba și ortografia tătară din rezultate în urma conferințelor limbii din anii 20, care într-un fel au fost structurate pe ideile unuia din coloșii culturii tătare, e vorba de Bechir Ciobanzade, marele poet tătar, și în felul acesta s-a născut dintr-o dată o altă dezbatere oarecum artificială pe care din acestea vom merge. Vom merge pe ceea ce noi am definit ca circulație în România sau vom merge pe ceea ce este, să spunem, sigur. Și
au fost ani de confuzie până când am reușit să facem două comisii de specialiști, una în țară și una în Crimeea, care au analizat cele două limbi și în urma acestei analize a rezultat un raport în care s-a văzut foarte clar că diferențele sunt pur artificiale, că practic între ele două nu există niște diferențe spectaculoase, era vorba de doar două sunete care erau reprezentate diferit și atunci s-a convenit ca limba literară pentru toți tătarii care trăiesc în întreaga lume să fie limba literară crimeană scrisă în alfabetul latin. Latin. Dar evoluțiile ulterioare din 2014 și tot ceea ce s-a întâmplat ulterior face ca acest lucru să fie extrem de dificil, pentru că în comunitatea tătare din Crimeea este foarte greu de crezut că s-a va reuși trecerea la alfabetul latin în contextul actual al statutului Crimeei, statutului politic, statutului care politic face parte din Federația Rusă. Federația Rusă, da. Deci acesta este doar una din aspectele, hai să spunem așa, de căutări în toată această confuzie. De partea cealaltă, de exemplu, vorbim despre aspectele care privesc valorile fundamentale. În ceea ce privește istoria noastră a tătarilor, momentul de referință îl reprezintă 13 decembrie 1917. Mai țineți minte că am făcut o emisiune specială pentru acest moment, acest subiect, în care am prezentat faptul că momentul 13 decembrie 1917 reprezintă nu momentul declarării Republicii Populare Crimene sau Republicii Poporului Crimean, cum este de fapt traducerea cea mai corectă, ci este de fapt momentul la care adunarea populară constituită la Bahșesarai a convenit asupra setului de principii pe care se va clădi această guvernanță a Crimeei, deci autoguvernanța Crimeei. Și din acest motiv noi considerăm că este atât de importantă data de 13 decembrie, pentru că acolo este pentru prima oară în întreg spațiul islamic, când și chiar european, când se declară dreptul la vot, dreptul egal al tuturor cetățenilor unei anumite comunități, indiferent de sex, indiferent de apartenență la alte etnii, la alte grupări și așa mai departe. Deci această valoare fundamentală noi am încercat să o transpunem în statutul Uniunii și din acest motiv a existat de-a lungul anilor o întreagă dispută asupra cine este de fapt membru al Uniunii. Exact. Și atunci există acolo stipulat o primă prevedere care spune că orice membru al comunității tătare este membru de drept al UDTMR. Chestiunea aceasta a condus la o serie de confuzii pentru că de multe ori a fost interpretată și practica celor decenii și jumătate a scos în evidență faptul că totuși ea necesită să fie într-un fel clarificată. A fost reinterpretată apoi introdusă noțiunea de membru activ, fiind cel care are drept de vot, membrul care își plătește cotizația și participă activ la activitatea comunității. Au fost multe confuzii și în prezent aceste modalități de interpretare a acestei prevederi pot să fie din nou, să spunem, actuale. Vedem, de exemplu, modul în care în ultimii ani a fost interpretată această prevedere, în așa fel încât chestiunea aceasta reprezintă chiar un fel de îngrădire a accesului altor membri ai comunității către activitatea comunității. Am înțeles. În sensul că, de exemplu, zilele trecute, probabil că ați văzut și în presă, au fost persoane care au încercat să se ducă să-și plătească cotizația și așa cum afirmă în presă, deci spun că nu li se acceptă să-și plătească cotizația. Care ar fi motivul neacceptării?
Mă rog, sunt poate diverse aspecte de interese, poate că sunt alte aspecte de organizare, poate că sunt aspecte de, să spunem, administrative. Cert este însă că folosindu-se acest, să spunem, această, hai să spunem, șmecherie, nu? De a nu a îngrădi accesul către și în același timp ulterior de a bara participarea la alegeri numai pentru cei care sunt membri, face ca unele lucruri să fie chiar ilare. Deci în comunități de mii de tătari, cum este de exemplu comunitatea din Megidia, unde sunt peste 6.000 de tătari, și alegerile s-au făcut ca un fel de simulacru, să spunem așa, cu aproape 80 și ceva de membri. Este inadmisibil să crezi. De ce s-a ajuns aici? Ce tocmai datorită acestui mod de interpretare a acestui principiu fundamental. Deci da. Noi considerăm că pentru o comunitate este fundamental ca acea structură, fie că se numește Uniune, Asociație, ce o fie ea, trebuie să fie, cum ar veni, identificată cu întreaga comunitate. Deci orice membru să simtă că poate să fie membru și să aparțină. Și să aparțină acestei structuri. N-a produs alegerea de la Magidia revoltă? Sau cel puțin e normal să fie. În primul rând, haideți să venim totuși să lăsăm puțin aspectele acestea și să spunem aspectul foarte concret în acest context. Deci, aceste confuzii de care spuneam în definirea obiectivelor foarte clare ale comunității au fost într-un fel bulversate și de apariția fondurilor. Deci, fondurile de sprijinire a activităților acestor... Fondurile guvernamentale, fondurile bugetare. Pe care le primesc toate comunitățile, cu reprezentant, de fapt, deci, în Parlament. Deci, această problemă a alocării fondurilor este o problemă care a început, așa cum spuneam, cam de la momentul Kosovo, deci de prin anii 1997, a început gradual. Deci, la început, Uniunea a primit o sumă cam de vreo 20 ceva de mii de dolari echivalentul de atunci, ulterior au crescut și la un moment dat chiar s-a ajuns la un milion de dolari. De euro. Euro, mă rog, ca sumă, pentru că depinde de rata de schimb, de nu știu ce, deci sunt cam pe acolo, în zona aceasta, dar care au un scop foarte clar și precis. Deci acești bani trebuie să fie alocați pentru a servi acestor dorințe fundamentale ale comunității. Adică ce vorbim? Odată e vorba despre limba tătară, care este fundamentală. Cum poți să spui că ești tătar în condițiile în care nu știi să-ți vorbești limba? Limba trebuie să fie așezată într-un sistem de educație instituționalizat, deci nu se poate vorbi despre o limbă atâta timp cât ea este prinsă după o ureche, după ce vorbește unul sau altul. Deci trebuie să existe un sistem instituționalizat. Ca să existe un sistem instituționalizat, trebuie să ai persoane care să fie pregătite să facă acest lucru, fie specializate în chestia aceasta, ori de aceea este nevoie de fonduri. Deci din acest motiv, guvernul alocă fonduri în principal pentru a sprijini acest proces de regăsire cu propria ta limbă, nu? De așezarea acesteia într-un anumit cadru. Și a susținerii tuturor acțiunilor culturale, finanțării, deci spun, al doilea aspect este partea aceasta de cultură și tradiții. Deci cultura și tradițiile, ele trebuie manifeste. Adică nu e o chestiune că doar știu eu închiz ochii și spui da, ce tradiții aveam cândva. Ele trebuie organizate într-un anumit cadru, trebuie să fie create condițiile favorabile pentru ca anumite persoane să scrie despre ele, să apară filme despre aceste evenimente, să fie o serie întreagă de activități care să faciliteze și să permită tinerilor să-și regăsească propria lor identitate. Și nu în ultimul rând vorbim despre credință, vorbim despre religia islamică și care ea într-un fel n-am putea spune și știți foarte bine că în toate comunitățile este același lucru, nu poți să faci o diferență între religie și cultură, să spunem. Deci ele sunt întrepătrunse și sunt foarte multe activități sunt contopite, practic, până la urmă, culturale
și obiceiuri tradiționale care sunt într-un fel completate cu partea spirituală. Deci, revenind, ceea ce spuneam că aceste confuzii asupra, în primul rând, obiectivelor principale, a modului în care acestea trebuiesc făcute, au condus la o anumită, să spunem, izolare și o anumită tendință, pentru că în momentul în care constați că, de fapt, comunitatea se desprinde de Uniune și Uniunea devine deja un mic grup de persoane, tot timpul aceleași, care încep să învârtă diverse lucruri, care uneori chiar pot fi chiar considerate dubioase, normal că apare sus și suspiciunea. Sigur, da, apare, e normal să fie. Zice, ok, așa. Noi vorbim despre 1.000.000 de euro, da. Care, într-un fel, ar trebui să conducă la niște consecințe, da, foarte importante. De partea cealaltă, constați că vorbitorii de limbă tătară astăzi îi poți număra pe degetele de la o singură mână, din păcate, deci nu mai avem vorbitori de limbă tătară care să aibă toate cuvintele la ei și să fie capabil să exprime o propoziție de la cap la coadă folosind numai cuvintele din limba tătară, da, pentru, da, că aceasta presupune deja un exercițiu, sigur, sigur, și un sistem. Ori constați că acest lucru nu se întâmplă, cultura și tradițiile sunt pur și simplu câteodată folosite la un nivel așa de afiș și așa, da, mai departe. Aspectele religioase, bine, sunt sprijinite și dintr-o altă perspectivă, dar cu toate acestea banii ei se consumă. Se consumă, da, și exact. Și nu explicabilă, da, până la urmă. Nu, exact ca în anecdota cu Nasratin. Ce bune, dacă... Cum știți că la un moment dat Nasratin primește o găină și era foarte fericit că o să mănânce găina respectivă. Soția lui între timp primește prietene, face sindrofii și termină. Găina se duce, da? Așa? Și după care dă vina pe pisică. Și da, atunci, da, apare acea întrebare. Ce o cântărește pisica și spune, ok, dacă această pisică a mâncat găina. Trebuie să zice, unde este găina? Pentru că nu mai e pisica. Da, exact. Și dacă este găina, unde este pisica? Așa că vorbim și noi despre această comunitate. Deci unde sunt fondurile, plasate, da, când în realitate constatăm că, de fapt, partea legată de învățământ este pur și simplu completamente abandonată, că aspectele de manifestare sunt doar așa niște spectacole pur și simplu de fațadă, în care noi nu mai putem să vorbim despre anumiți artiști care au fost sprijiniți ca să crească, să poată să facă o serie întreagă de vernisaje, nu mai putem să vorbim despre scriitori sau scriitoare care sunt într-o anumită evoluție, nu mai putem și să vorbim. Un circuit, până la urmă, exact, al oamenilor de cultură, exact, de origine tătară și limbă tătară, exact, care se reprezinte. Și toate acestea, într-adevăr, justifică aceste alocări de fonduri. Sigur că da. Ori... Știu că v-ați... Ori, spuneți, continuați-vă. Ori, dacă aceste lucruri nu există, unde sunt fondurile, se pune întrebarea. Și în felul acesta... Justificată, se... Se nasc aceste frustrări și normal au apărut o serie întreagă de procese. În momentul în care apar astfel de, să spunem, acuzații, evident că de partea cealaltă apare tendința de închidere și de autoapărare a grupului care administrează aceste fonduri. Au apărut o serie întreagă de suspiciuni cu privire la modul în care s-a organizat congresul. Au fost ulterior o serie de procese prin care s-au anulat hotărârile Congresului. Sigur. În consecință, au apărut toate informațiile astea. În consecință, în urma acestor activități, practic în momentul acesta, prin anularea hotărârilor Congresului din ianuarie 2016, conducerea nu mai are niciun fel de legitimitate. Drept consecință, fondatorii au pornit o acțiune legală de a reorganiza Uniunea. Această acțiune este în momentul acesta pe rol. Ca un răspuns la această activitate, pe furiș, în diverse comunități au fost organizate o serie de alegeri pentru a încerca să legitimeze anumite persoane
în diversele comunități și în felul acesta s-a ajuns la o situație extrem de confuză și care, din păcate, face extrem de mult rău și într-un fel sau... În primul rând comunității face rău. În primul rând comunității și, cum să vă spun, adică consecințele nu sunt recuperabile doar în câteva luni, deci vor trece ani de acum încolo până când încrederea va fi recâștigată să fie și până când din nou lucrurile vor fi așezate pe făgașul lor. Deci din acest motiv am simțit nevoia de a face un cadru în care să putem să abordăm aceste aspecte, să încercăm să ne prezentăm propriile idei și așa a apărut ideea grupului de inițiativă pentru dialog și reorganizarea Uniunii, un grup care ulterior, cu sprijinul conducerii Universității Ovidius, am putut să organizăm ședințe publice. Ați avut o întâlnire, de fapt, au fost două ședințe până în prezent, publice, deschise pentru toată lumea, cu rugămintea ca în principal tinerii să participe la aceste întâlniri și cu acest prilej am dezbătut care ar trebui să fie, de fapt, setul de principii pe baza cărora să putem reconstrui ceea ce s-a prăbușit. Acest set de principii au fost dezbătut, așa cum spuneam, sunt două aspecte fundamentale la care ne raportăm. Este vorba de Să rezumați într-un minut, un minut jumate, să încheiem. Da. Este vorba despre Constituția, îi spunem noi, a Republicii Populare Crimeene din 13 decembrie 1917, care stabilește valorile fundamentale și anume faptul că întreaga comunitate trebuie să aparțină și să fie implicată în acest proces, că nu trebuie să existe niciun fel de îngrădire pentru participativitatea în procesul de autoguvernare a acestei comunități. Apoi este momentul 5 mai 1986, când s-a stabilit limba tătară, care trebuie să fie preocuparea fundamentală a comunității noastre de acum încolo. Evident, în familia comunităților tătare la nivel global și mai departe, pe baza acestui set de principii, în coordonare cu comitetul care a fost nominalizat de către fondatori, începem să reorganizăm întregul proces de constituire a adunărilor generale, adunări care trebuie să fie deschise pentru toate comunitățile și în fiecare localitate să fie refăcute aceste alegeri. Pe baza acestor structuri, la nivelul fiecarei comunități locale, să se definească delegații către un congres care nu trebuie să fie făcut în fugă, deci se încearcă pe genunchi, deci trebuie să fie lăsate câteva luni ca în această perioadă în comunitate să existe un proces de lansarea dialogului și într-un fel de împăcare cu noi înșine. Sigur, eu vă propun să organizăm o altă emisiune, să discutăm de fapt despre întâlnirile acestea, unde ajungeți, pentru că presupun că vor mai fi întâlniri și în momentul în care aveți datele problemei și modul în care ați restartat, ați reluat procesul acesta, să putem discuta pe el. Trebuie să ne oprim. Colegii îmi spun că am trecut deja cu mult de timp alocat. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru prezență. Încă o dată, aflându-ne în această săptămână, aș dori să urez tuturor telespectatorilor dumneavoastră un Paște fericit, un Paște cu lumină în suflet, un moment de regăsire și un moment de împăcare, practic, cu toți ceilalți. Vă mulțumesc frumos în numele celor
pe care i-ați asigurat, să spunem așa, și le doriți toate cele bune. Eu sunt convins că veți trece de impasul acesta și poate nu întâmplător în săptămâna patimilor a debutat discuția asta despre comunitatea tătară și într-o anumită măsură o introspecție, cum facem introspecție în propriile noastre entități. Comunitatea își va face propria introspecție să vadă de fapt unde e problema. Nu, nu avem nicio îndoială din punctul ăsta de vedere. Da. Sigur, mulțumesc mult și mulțumesc foarte frumos pentru urările adresate tuturor creștinilor de aici, de la Litoral TV. O seară bună vă doresc. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Cultura pe Coordonate. A fost domnul Eden Mamut, profesor universitar, doctor și membru al comunității tătare. Am vorbit despre evoluția guvernanței și guvernării și autoguvernării și iată am ajuns la un studiu de caz pe comunitatea tătară. Eu sunt Enache Tușa, noi ne revedem joi la ediția de săptămâna aceasta a emisiunii Profesie, Educație, Carieră, unde voi fi din nou gazda dumneavoastră. Toate cele bune, la revedere!